Hei oameni, suntem în interiorul sălii polivalente la YouTube. Acolo sunt vloggerii care dau autografe. Acestea fiind văzute, nu ne mai rămâne decât să sperăm că pe viitor vom fi și noi prezenți de cealaltă parte la un așa eveniment. Da. Aprobă și Bogdan. Fără prea multe cuvinte, o luăm înainte pentru că la Băneasa este un eveniment Fast and Furious la care nu vrem să lipsim nici de cum. În zare se pot observa mașini extrem de frumoase, doar că o surpriză se așterne fix în fața noastră. La ora 4 și jumătate, noi vom merge în sala Ultra, sala care are cel mai nou sistem de sunet la ora actuală, vorbim de Dolby Atmos și abia aștept să văd cum se va auzi acest film în aceste condiții. Astfel, aștept să-mi spuneți, dacă aveți cumva întrebări, avem aici doi vloggeri, suntem mulți vloggeri astăzi, domnule, mulți. Bogdane, cum e canalul tău, ca să le spunem oamenilor să te Bogdan Pricope, e departe, 50.000 de abonați, parcă Bogdane, nu? Bravo, Bogdane, și tu? Radu Chirilă, ești la început, Radu? Da. Și câți abonați ai? 2000. 2000, și eu sunt la început de 6 luni și am 300. Să explicați-mi ce e. Dragilor, cum v-am spus, vă îndemn să mergeți să vedeți noul film The Fast and the Furious. Grand Cinema and More este locul cel mai bun unde putem face asta. Altfel, vă invit în continuare să vedeți mașinile băieților din Insomnia Racing Club și Brutal Stax. Și eventual ne auzim după film, da? Deal să fie. Dacă nu ziceți voi, zic eu, care e problema. Și mașinile au fost lăsate în favoarea unei experiențe Dolby Atmos. Între timp, circul ne ia prin surprindere. Cam atât și pe astăzi. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, să dai share să vadă și prietenii tăi și să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. One, two, three.